Dragi prieteni, aș vrea să întreb, emisiunea Nu e singur, reprezentată astăzi aici de Dana Bordeanu, la Centrul Național de Activități Ridică-te și Umblă. Cât de important crezi că e un centru și dacă răspund unor nevoi a persoanelor cu dizabilități? Cred că centrul, așa cum se numește Centrul Național de Activități, în primul rând este primul centru al Asociației Ridică-te și Umblă, spun felicitări asociației, și consider că este un centru care a reprezentat așa un prim pas, un pas pentru un loc adaptat pentru persoanele cu dizabilitate, iată, în natură, la munte, un loc foarte frumos, și având în vedere că în România, din păcate, foarte puține centre sunt adaptate, foarte puține locații din zone turistice sunt adaptate persoanelor cu dizabilitate, deschiderea acestui centru este mai mult decât binevenită. Așa că felicitări asociației. Vă mulțumim că astăzi ați făcut în așa fel încât să, chiar dacă aveați emisiunea la timpul când s-a inaugurat aici, de ce ați făcut lucrul acesta? A fost doar ceva legat de serviciu sau sunteți aproape cu inima de, nu știu? Pentru că, în primul rând, era important să fiu aici pentru cei cu dizabilitate, pe care i-am cunoscut foarte mulți ani în urmă și care îmi sunt așa aproape de suflet. Pe de altă parte, merită și ascultătorii noștri, și săptămâna viitoare vom face lucrul acesta, merită și ei să cunoască deschiderea acestui centru, ascultătorii noștri, persoane cu dizabilitate. Și acum mă refer la emisiunea Nu ești singur, așa că avem două motive. Mulțumim emisiunii Nu e singur că a fost alături de noi și întrebarea mea nu știu dacă a primit un răspuns exact, dar vă răspund eu. Dana e alături cu inima și cu sufletul de persoana cu dizabilitate și de această asociație. Vă dorim drum bun, noi rămânem aici în tabără. Mulțumim, pa!